Corolar virus. Doamne ajută! Stăm pe loc. S-a terminat orice formă de glorie, orice formă de fudulie. Nu mai vin nici gunoierul galben, nici gunoierul verde. Începem să realizăm cât consumăm. Am deschis o fereastră în zid. Vântul a trântit și a spart un pahar gol pe masa din bucătărie. Iată singura formă de activitate aici, un bun prilej pentru a tresări când nu mai trec autobuzele, nici bofros cu alimente congelate, nici covrigarul, nici fish and chips, nici bunicuțele cu copii în cărucioare, nici gaborii pe acoperiș, nici turcul cu covoare. Strada pare cu mult mai cum se cade, cu mult mai dreaptă. Nu mai strigă nici poștașul, nici perceptorul. Nimeni nu mai lipește afișe și anunțuri publicitare. Nu mai ajunge nimic. Mă spăl cu cafeaua de ieri pe față. Oare să am abia acum noroc? Hai că ar fi prea simplu să schimbe un virus un destin de femeie. Mă găsește mama cu vești de acasă. Tata nu se spală pe mâini, se duce la birt în adins. E lovit cu leuca, plânge mama. La noi au murit oameni și stau morți în casă ca la italien, nu vine nimeni să constate decesul și nu li se dă nici certificatul de a fi jeliți și îngropați așa cum se cuvine. E un complot împotriva bătrânilor. Au inventat virusul cu coroană ca să nu ne mai plătească pensiile la primăvară. Degeaba îi explic eu că în Franța, la morgă, nu mai e loc de congelat. Îi bagă pe morți pe patinoare, măcar așa participă direct, fără selecționare la Olimpiada de triplu salt, dernière chance. Mortal, alții își dau sufletul în direct pe Facebook, filmându-l cu ultimile puteri, like-urile primite, sunt singurele butelii cu oxigen din salon. În maternități noi născuți din mame COVID-19 poartă botnițe. Din lipsă de doctor și infirmiere îi cheamă pe veterinari în ajutor. La urma urmei iese la lumină ca un lătrat la lună în haită. Adevărul. Degeaba arunc eu vina pe situația mondială sanitară, că nu există 100% un război sau un complot contra vârstei a treia, că de vină sunt poluarea, mondializarea, europenizarea, conflictele de supremație economică și politică, CIA, polimorfismul și dracu și lacu, mama îi dă cu treaba lor, eu am grădina mea de pus, pomii de văruit și de stropit. Că munca și numai munca este singurul leac ce ne ține teafără căpățâna. Altminteri, florile și fructele vor fi mâncate de atacatori. Închid telefonul, sughit, se aud ciocane franțuzești afară, singurul zgomot distinct și regulat. Tocmai s-a apucat societatea Siegvo să ne spargă conductele de apă.